Într-un cadru natural, pe un traseu impecabil și pe o vreme deosebită, cei 35 de participanți au oferit un spectacol de zile mari la prima ediție a raliului de viteză pe traseu montan de la Lunașes. Traseul extrem de dificil i-a pus serios la treabă pe piloți. Spre deliciul publicului prezent în număr neașteptat de mare, nu au lipsit și ieșirile spectaculoase în decor, ori derapajele la virajele strânse. Piloții profesioniști și debutanți au sosit din mai multe localități. Dintre Sătmăreni, Iocea Cleontin și Alex Baloc au terminat pe locurile 2 și 3 la juniori. Maier Richard și Mihai Vezendan la clasa 2 au încheiat tot pe 2 și 3, iar Cui Ferenț a încheiat pe 3 clasa 7. Traseul mi se pare foarte fain, foarte... Îs mulțumit de traseu. E foarte periculos, dar e bun. Chiar dacă Ovidiu Pașca s-a dovedit a fi cel mai bun pilot și a câștigat clasa Open, cel mai aplaudat concurent s-a dovedit a fi băimăreanul David Tarța. La cei 12 ani ai săi a câștigat la clasa junior și a reușit cu mașina sa timpi mai buni decât jumătate dintre seniorii prezenți la Lunașes. Da, mă simt foarte bine, mă bucur că pot participa și încă n-am derapat. Sper să termin pe locul în această etapă. Un amplu reportaj de la acest eveniment, precum și declarațiile participanților și organizatorilor, veți putea urmări mâine seară în cadrul emisiunii Săptămâna Sportivă de la Nord-Vest TV.